Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Noi am considerat că este de bun simț și corect ca la 100 de zile de la preluarea funcției de ministru al educației să prezentăm un scurt raport de activitate și totodată să prezentăm care vor fi prioritățile până la final de an, ce urmează să se întâmple, ca toată lumea să aibă claritate pe principalele subiecte de importanță națională. Vreau să încep în primul rând prin a mulțumi colegilor din minister, conducerii precedente a ministerului, pentru că foarte multe dintre lucrurile care s-au finalizat în aceste 100 de zile au fost pornite în implementare de către echipă și, bineînțeles, că meritele sunt în primul rând ale lor. O să prezentăm succint principalele realizări pe fiecare segment și principalele priorități până la final de an. Nu pot să nu încep prin a menționa acea plată unică care a fost aprobată de către Guvernul, ulterior de Parlament, săptămâna trecută, de 5.000 de lei și 3.000 de lei pentru toți angajații din sistemul educațional, atât cadre didactice cât și cadre didactice auxiliare sau personal auxiliar. Vor beneficia de aceste plăți 100.000 de persoane. În total au fost alocate pentru peste 450 de milioane de lei. Este cea mai mare plată unică făcută în istoria Republicii Moldova în interesul cadrelor didactice, anume cu ocazia Zilei Pedagogului, luna octombrie, de sărbătoarea profesională a sistemului. În al doilea rând, am pornit procesul de recalificare profesională, după cum am și promis la începutul mandatului. Ministerul Educației a achiziționat 800 de cursuri de formare pentru de recalificare profesională a cadrelor didactice până la final de an. S-a desfășurat licitația, Universitatea Creangă oferă aceste cursuri de recalificare la moment. Suma totală alocată a fost de 4 milioane de lei. Săptămâna trecută, colegii de la minister s-au și întâlnit cu o parte din cei instruiți, cu 400 de profesori. Este o ocazie pentru ei de a-și crește nivelul de calificare profesională, totodată de a putea să mai predea o disciplină pe lângă cea de bază. Este și o oportunitate pentru noi de a acoperi deficitul de cadre didactice prin oferirea competențelor mai largi pentru acestea și acoperirea unor mai multe discipline și înseamnă pentru ei și o creștere salarială, posibilitatea inclusiv de a accede la un grad didactic mai înalt. În al treilea rând, am pornit programul național Investim în Profesori. Am zis că vom face formări diferite decât au fost făcute până acum și ne ținem de cuvânt. Ideea de bază a programului este să instruim circa 3.000 de cadre didactice până la final de an în 50 de instituții de învățământ cu un buget total de 6 milioane. Va fi un program și este un program diferit decât ceea ce s-a întâmplat până acum. Ori formările vor avea loc în instituțiile de învățământ, pornind de la necesitățile cadrelor didactice. Urmărim aici o schimbare la nivelul întregii instituții, nu doar la nivelul unui cadru didactic izolat. De asta am decis să se meargă în instituțiile de învățământ să aibă loc aceste formări. La moment se încheie procesul de achiziție acestor servicii. Săptămâna aceasta vom avea deja întâlnirea cu prestatorul și la începutul lunii noiembrie vor începe nemijlocit cursurile. Mizăm foarte mult pe acest program pentru că așteptăm să-l scalăm anul viitor. Anul ăsta este un program pilot, o încercare de a vedea dacă această nouă modalitate va funcționa mai bine decât ceea ce a fost până acum și suntem încrezători că așa va fi. 4. Am promis la început de mandat că vom porni procesul de crearea unui Institut Național pentru Educație și Leadership, crearea unei rețele de 1.000 de mentori în instituțiile noastre de învățământ general, persoane care să ajute tinerii specialiști pe de-o parte în procesul lor de integrare în comunitate. În al doilea rând să fie rețeaua prin care să putem să diseminăm bune practici în sistem și hotărârea de guvern cu privire la înființarea acestui Institut Național pentru Educație și Leadership va fi aprobată vinerea aceasta, ceea ce înseamnă piatra de temelie pentru construcția acestei instituții. Vor fi alocați 9 milioane de lei din bugetul de stat anul viitor pentru instituția respectivă și încă circa 300.000 de euro vor veni din partea UNICEF-ului, din partea Uniunii Europeane prin UNICEF pentru consolidarea și crearea acestei rețele. După cum spuneam, obiectivul este să avem 1.000 de mentori în septembrie 2024 în instituțiile noastre de învățământ general. Ministerul a aprobat în aceste 100 de zile și noi valori pentru sporurile specifice acordate cadrelor didactice, care s-au majorat de la 25% la 50%, sunt sporuri pentru control caiete, laboratoare, diriginție și aici am putut să venim cu o noutate bună încă și înainte de începutul anului 2024 cu anumite majorări a veniturilor cadrelor didactice care sunt
binevenite și cu siguranță necesare. Tot în această perioadă de timp, Ministerul a pornit procesul de achiziționare a 60 de autobuze școlare. Ne ajută aici partenerii noștri din România, Guvernul României, cu circa 60 de milioane de lei pentru aceste autobuze. Licitația a fost lansată, este în plin curs de desfășurare. Autobuzele ar urma să ajungă în Republica Moldova în începutul lunii septembrie 2024, dar așteptăm chiar mai curând primele loturi deja să vină la noi în țară. Este foarte important să asigurăm elevii cu posibilitatea de transport, cu accesul la școli bune, școli bine dotate, chiar dacă acestea nu se află în localitatea lor, de aia achiziția de autobuze este extrem de importantă. Prin dimensiunea manuale, în această perioadă de timp, 33 de titluri de manuale școlare din cele 41 care au fost licitate anul acesta au ajuns deja în școli și cadrele didactice beneficiază de manuale școlare noi în corespundere cu curriculumul aprobat. Și la fel am reușit să lansăm achiziția pentru încă 67 de titluri de manuale care urmează să fie editate în anul viitor și să ajungă în instituțiile noastre de învățământ. Ori, într-adevăr, sunt niște restanțe acumulate pe dimensiunea manualelor. Cunoaștem bine că mai avem manuale vechi, depășite, uzate în instituțiile noastre de învățământ, dar pas cu pas vom reînnoi întreg fondul. 8. S-au distribuit 5.000 de calculatoare în aceste 100 de zile în instituțiile de învățământ, încă 150 sunt pe drum, cele 5.000 au fost achiziționate cu suportul Băncii Mondiale, 150 ne ajută partenerii noștri coreieni și s-au amenajat 69 de laboratoare digitale în școli cu partenerul, cu ajutorul suportului UNICEF-ului. Ministerul a contractat în același timp instruiri pentru 700 de cadre didactice pentru formări în utilizarea laboratoarelor digitale. Am alocat în jur de 250.000 de lei din bugetul de stat pentru acești profesori. Sunt profesori de biologie, chimie, fizică, care vor învăța până la final de an cum să utilizeze aceste dispozitive. Ori este foarte important să asigurăm și dispozitivele, dar, bineînțeles, și asigurăm și formarea cadrelor didactice în a le utiliza. Ministerul a modificat regulamentul de desfășurare a examenilor, inclusiv a examenilor de bacalaureat, în așa fel încât acei elevi care vor acumula trei certificate necesare pe dimensiunea informatică vor fi scutiți cu nota 10 la BAC. Am promis că acest lucru se va întâmpla și el se întâmplă și anul viitor deja sperăm noi să avem primii elevi scutiți cu 10 la BAC la disciplina informatică. Tot în această perioadă de timp s-au selectat 25 de instituții de învățământ care urmează să beneficieze până la final de an de renovarea blocurilor igienico-sanitare. Pentru noi este foarte important să asigurăm condiții decente instituțiile noastre de învățământ, fie că sunt din oraș sau din localitățile rurale. 25 de milioane până la final de an pentru 25 de școli și în paralel am lansat un proces de înscriere pentru școlile care ar urma să beneficieze de resurse similare anul viitor. Procesul a fost lansat 2 săptămâni în urmă, avem deja, cred, 300 de instituții care s-au înscris, din ele vom selecta 100 și încă 100 de instituții de învățământ anul viitor, 108 ca să fie mai exact, vor beneficia de renovarea blocurilor igienico-sanitare, în așa fel încât să depășim o situație care nu neapărat ne face față în secolul 21. Tot în această perioadă de timp am răspuns unei așteptări din partea cadrelor didactici care își doresc foarte mult să debirocratizăm. Sistemul nostru educațional a modificat hotărârea de guvern care îi obliga să raporteze pentru resursele, banii care îi primeau pentru materiale didactice. A dispărut această obligativitate. Hotărârea de guvern urmează să fie aprobată pe 1 noiembrie și de acum încolo nu va mai exista obligația de a aduna fiecare cec pentru fiecare carte pe care o procură un cadru didactic ca să poată să raporteze școlii și ulterior inspecții financiare. Deci acest aspect va dispărea. Un alt element important, în perioada asta s-au aprobat statiile de personal pentru învățământul general, deci asta este descrierea funcțiilor care trebuie să existe într-o școală, spus mai simplu, ele nu au fost revizuite din anul 1999 și este încurajator că la o distanță de 24 de ani ele totuși au fost revizuite, ori necesitățile școlii în ziua de astăzi sunt total diferite. Am creat câteva funcții noi care să răspundă noilor provocări, fie că vorbim de funcția de administrator, bază de date, ne dorim toți școli digitale cu cataloge electronice, cu date statistice bine utilizate, deci acum vom avea personal dedicat pentru asta. Am creat totodată o funcție bunăoară de specialist în resurse umane, pentru că vorbim de instituții foarte mari,
în unele dintre ele, unde se desfășoară un proces complex de evaluare, testare a cadrelor didactice și este nevoie de acest suport, a fost gândit inclusiv această funcție pentru a susține administrația instituțiilor de învățământ, cu toate cu povara administrativă care a fost într-adevăr în creștere în ultimii ani. Nu în ultimul rând, am aprobat un nou cadru de competențe digitale pentru cadrele didactice, deci o descriere pe niveluri a competențelor digitale pe care trebuie să le aibă profesorii. N-am inventat aici bicicleta, am preluat cadrul european, l-am aprobat. Acum suntem în procesul de elaborare a metodologiei de evaluare a acestor competențe, ulterior urmând să venim cu formarea și certificarea cadrelor didactice. Suntem cu toții obișnuiți cu nivelele A1, A2, B1, B2 când vine vorba de limbi străine. Exact același lucru se va întâmpla și pe dimensiunea competențelor digitale pentru profesori. Și nu în ultimul rând, este foarte important să menționăm că am depus un efort și o să depunem în continuare pentru a promova imaginea cadrului didactic. Am zis-o și o să zicem în continuare, este important să promovăm exemplele pozitive care există în sistem pentru a stimula mai multă lume să vină în sistem și totodată pentru a recunoaște efortul extraordinar pe care îl depun zeci de mii de cadre didactice în țara noastră. S-a desfășurat evenimentul Pedagogul Anului într-un format nou de anvergură, anume pentru a transmite respectul și recunoștința noastră pentru cadrele didactice. Am organizat forumul cadrelor didactice și acum este în plină desfășurare campania Școala Altfel, implementată cu suportul UNFPA, care vine să promoveze exemple de bune practici din școlile Republicii Moldova și vă invităm să urmăriți inclusiv pe pagina Ministerului Educației. Până la final de an avem câteva priorități pe învățământul general. În primul rând, suntem în proces de negociere cu sindicatele pe de-o parte și cu Ministerul Finanțelor pe de altă parte pentru a putea răspunde așteptărilor salariale ale cadrului didactice în următorul an de zile. Deci lucrăm pe bugetul anului 2024 și sperăm să putem la mijlocul, mai aproape de finalul lunii noiembrie, să avem o viziune clară și o cifră clară privind majorările salariale care vor avea loc începând cu anul 2024. Noi știm care sunt solicitările sindicatelor și muncim pentru a atinge acel nivel. În același timp, până la final de an, vom prezenta o viziune amplă privind debirocratizarea educației. Este una dintre solicitările de bază care le auzim în majoritatea întâlnirilor cu pedagogii. Și am creat aici un grup de lucru care muncește activ. Vom avea și un sondaj pentru cadrele didactice, directori, dirigenți. Iar până la finalul lunii decembrie ar trebui să avem o claritate foarte bună de cum trebuie făcută debirocratizarea în sistem, ce trebuie eliminat ca să aibă profesorii mai mult timp pentru elevi și să petreacă mai puțin timp pe hârtii. Tot aici lucrăm la cadrul de protecție al cadrelor didactice. Avem incidente de violență în școală, inclusiv în raportul cu cadrele didactice și trebuie să oferim aici mecanismul de protecție a acestora. Suntem într-o colaborare cu o companie de avocatură, inclusiv prin suportul partenerilor noștri, pentru a putea să oferim niște mecanisme, niște pași concreți, niște modalități standard de operare în susținerea cadrelor didactice și în protejarea lor. La începutul lunii noiembrie, urmează să prezentăm viziunea Ministerului privind desfășurarea examenului de clasa 9 în anul 2024. Ne dorim să creștem credibilitatea și nivelul de integritate a desfășurării examenilor de clasa 9. Avem o experiență bună la BAC. N-a fost o experiență simplă, dar este o experiență bună și apreciată de întreaga societate, cred eu, la o distanță de 10 ani din momentul implementării. Explorăm opțiunea de a extinde această bună experiență și la examenul de clasa 9 și vom prezenta un concept în acest sens până la final de an, în așa fel încât să punem în aplicare modificări deja din 2024. Suntem în prim proces de elaborare a conceptului școlilor model. Am zis-o și anterior, ne propunem să avem cel puțin o școală model în fiecare raion, o școală bine dotată, echipată, cu profesori calificați, care să impresioneze prin însuși aspectul său. Iar în luna noiembrie vom lansa procesul de selectare acestor instituții. Avem resurse pentru 10-15 școli la această etapă din proiectul Băncii Mondiale și suntem în prim proces de căutarea resurselor adiționale în așa fel încât să atingem acel obiectiv de cel puțin 35 de școli renovate ca la carte la standarde europene.
am zis și vom face și modificările legale cât de curând, creăm acel stimulent până la final de an pentru părinți care vor decide să meargă voluntar dintr-o școală cu mai puține oportunități, într-o școală mai bună, într-o școală cu condiții mai potrivite, să oferim o alocație lunară pentru părinții care voluntar vor lua această decizie din instituțiile de învățământ care au la moment mai puțin de 50 de elevi. Vom oferi detalii în cel mai scurt timp, dar este iarăși o prioritate care se va încheia până la final de an. Suntem în proces de reformare a sistemului de asistență psihopedagogică, deci a sistemului care are grijă de copiii cu nevoi educaționale speciale și acest proces de reformă se va încheia la fel până la final de an. Am promis că vom oferi o indemnizație pentru tineri absolvenți la pedagogie de 200.000 de lei, începând cu anul viitor, și că vom dubla bursele studenților la pedagogie. Ambele hotărâri de guvern sunt elaborate, sunt în proces de avizare și ne așteptăm să le avem aprobate până la final de an, sper eu mai curând chiar. În învățământul profesional tehnic, sistemul este mare, de asta s-ar putea să ne ia ceva timp să trecem toate treptele. Eu am să mă strădui să fiu suficient, dar nu putem să nu menționăm fiecare treaptă separat. Când vorbim de învățământ profesional tehnic, deci de școli profesionale și colegii, sunt câteva lucruri importante care s-au întâmplat. S-a aprobat noua metodologie de finanțare, care a pus mai mult accent pe performanță. Deci acele școli profesionale, acele colegii care vor arăta performanță, acele instituții vor și beneficia de finanțare mai mare. Performanța înseamnă inclusiv rata de angajare a absolvenților, ori pentru asta pregătim tinerii acolo, pentru ca să se poată încadra pe piața muncii și dacă reușesc să o fac, atunci instituțiile respective trebuie recompensate. Ministerul, împreună cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a alocat 10 milioane de lei pentru subvenționarea învățământului dual și procesul de selectare a companiilor care beneficiază de aceste 10 milioane de lei a fost încheiat în perioada aceasta și banii urmează să fie transferați. Învățământul dual este acea formă de învățământ unde elevii își petrec 70% din timp în companie și 30% din timp în instituția de învățământ. Este un model german recunoscut internațional pe care noi îl susținem și vrem să-l promovăm foarte mult, iar valorificarea acestor 10 milioane de lei este foarte importantă pentru că reprezintă un stimulant pentru companii de a participa în acest proces. Tot în aceste 100 de zile am alocat 15 milioane de lei pentru diverse proiecte de investiții la solicitarea colegilor școlilor profesionale. Sunt de regulă proiecte de infrastructură, renovare, dotare, renovare acoperiș, lucrări interioare. Deci 15 milioane s-au dus în această direcție. Pentru prima dată am investit 1,5 milioane pentru formarea continuă. Credem că nu doar în învățământul general trebuie să avem formare continuă și în școli profesionale și în colegii, la fel, maestrii au nevoie de instruiri. De aia 1,5 milioane de lei s-au alocat anume pentru formarea cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic, un instrument important pentru creșterea calității și relevanței studiilor în aceste instituții. Nu în ultimul rând, după cum ați observat, săptămâna trecută am avut o deplasare în Austria. Suntem în proces de crearea unei noi instituții de învățământ în Republica Moldova, finanțată de către guvernul austriac. Cumva lucrurile s-au clarificat și am ajuns la o înțelegere să se deschidă acest colegiu specializat în electronică, începând cu anul 2024, respectiv ne așteptăm lucrările să înceapă la începutul anului viitor și deja în 2024 să avem și instituția creată. Este o noutate bună, ori accesul la studii de calitate, inclusiv în Republica Moldova, este foarte important și austriecii vin cu multe competențe și capacități. Studiile se vor desfășura în limba germană și diploma va fi recunoscută la nivel european. Până la final de an, ne propunem să accelerăm tot ceea ce înseamnă învățământul dual, să avem un plan clar cum ajungem la acel obiectiv setat pentru 2024 de 2000 de elevi în învățământul dual. Acum suntem undeva în jumătate. Trebuie să asigurăm cu materiale didactice instituțiile noastre de învățământ. Este foarte important. Școlile care le-am vizitat, din păcate, nu au materiale didactice la multe dintre disciplinele profesionale de specialitate. Și aici este o problemă cronică la care trebuie să atragem atenția mai mult. Și, nu în ultimul rând, vom pune accentul pe investiții în infrastructura școlilor și colegiilor din învățământul profesional tehnic.
în învățământul superior. S-au întâmplat câteva lucruri bune în aceste 100 de zile. La fel, am aprobat metodologia de finanțare bugetară a instituțiilor de învățământ superior. Sunt câteva elemente importante, iar accentul pus pe performanță este foarte important. Universitățile care vor arăta performanță vor beneficia de mai mulți bani. Universitățile care vor avea un nivel mai înalt de integritate academică vor primi mai mulți bani. Integritatea academică va fi evaluată printr-un sondaj reprezentativ pe eșantionul de circa 600 de studenți per universitate. Compania care ar urma să facă acest sondaj este deja contractată de către GIZ și ne așteptăm să avem publice aceste rezultate pe practicile mai puțin sănătoase, care mai persistă în unele instituții, publicate până la final de an. Tot metodologia de finanțare pune mare accent pe internaționalizare, pe creșterea capacităților universităților de a atrage studenți străini. Ei reprezintă un important potențial sursă de venit pentru universitățile noastre. De asta, acele universități care vor avea mai multe cadre didactice care vorbesc limba engleză, acele universități care atrag mai mulți studenți străini, acele universități care au mai multe specialități în limba engleză, o limbă de circulație internațională, mai bine zis, vor beneficia de mai mulți bani. Tot în acești 100 de zile am renegociat acordul cu Banca Mondială și am identificat 4 milioane de euro pentru renovarea căminilor. În anul 2024, de principiu, ne planificăm să renovăm 2 cămini din 2 universități cu profil pedagogic, care au, mai bine zis, specialități pedagogice, în așa fel încât să asigurăm pentru viitorii pedagogi condiții europene de trai și să creștem atractivitatea studiilor la pedagogie, nu doar prin bursă, despre care vorbeam anterior, dar și prin condiții de cazare. De principiu, suntem în proces de valorificare, acum de selectare a proiectelor pentru încă 15 milioane de euro din proiectul Băncii Mondiale. Urmează să luăm această decizie săptămâna viitoare și la rectificarea bugetară care a fost aprobată săptămâna trecută, am găsit 10 milioane de lei deja adițional pentru cămine din bugetul de stat, pe care le vom distribui până la final de an, ne vom întâlni cu rectorii, vom stabili în ce format, în așa fel încât să creștem calitatea condițiilor oferite în căminile noastre. Am văzut cu toții pozele la început de an, nu cred că ne-au încântat pe careva dintre noi și credem că este, bineînțeles, necesar să investim mai mult și aceste 10 milioane de lei oferite sunt anume în cheia îmbunătățirii condițiilor de trai în cămine, pe lângă acele 4 milioane care vor merge țintit spre căminile cu profil pedagogic. Până la final de an urmează să lansăm câteva achiziții importante pe dimensiunea IT. Pe de o parte, să creăm un sistem informațional de gestionare a universităților, în așa fel încât să putem vedea practic în regim real cât studenți sunt, la care specialități, cum ei migrează de la un an la altul, care este dinamica. Asta o să ne permită o mai bună, evident, statistică, o mai bună planificare, o mai bună utilizare a resurselor bugetare. Tot până la final de an ar urma să se lanseze și să încheie achiziția pentru sistemul de admitere, despre care tot vorbim de mult timp, în așa fel încât studenții se poate din anul viitor deja aplica online la universitate. Majorările salariale în sistemul de învățământ superior sunt o prioritate pentru noi. Suntem în proces de negociere cu Ministerul Finanțelor, mizăm pe un răspuns aici pozitiv și încurajator pentru sistem. Știm cu toții că salariile superiori sunt pe alocuri mai mici chiar decât în învățământul general, ceea ce, bineînțeles, că nu este admisibil. Și, după cum spuneam, publicarea rezultatelor privind integritatea academică va fi pentru noi un pas important și sper eu va trezi o discuție publică care va crește nivelul de responsabilitate a instituțiilor de învățământ pentru asigurarea unui proces corect și lipsit de fraudă. Pe dimensiunea cercetare, suntem în proces de aprobare a mai multor documente importante. Pe de o parte am modificat Codul Științei și Inovării, dar avem 2 documente principiale pe care le discutăm și urmează să le aprobăm într-o lună, probabil. Vorbim de metodologia de finanțare a cercetării și de Planul Național pentru Cercetare și Inovare. Ambele sunt documente strategice cheie pentru sistem. Din 2024 se modifică pe deplin modalitatea de finanțare. Ceea ce urmărim noi este să oferim o mai mare stabilitate pentru cercetători. Vom menține componenta de proiecte pentru ei, dar în același timp vrem să le oferim un salariu permanent, un loc de muncă de bază,
ca ei să aibă predictibilitatea zilei de mâine și în paralel se poate deja suplimentar să aplice și la resurse pentru implementarea anumitor proiecte de cercetare specifice. Chiar astăzi vom avea consultări adiționale pe ambele subiecte cu circa 50 de reprezentanți din instituțiile de cercetare din universități pe aceste subiecte. Avem dimensiunea tineret. Pe dimensiunea tineret s-a definitivat regulamentul Consiliilor Elevilor, care este un document așteptat în special de către tineri și s-a desfășurat programul de granturi pentru organizațiile de tineret, 10 milioane de lei au fost alocate în acest scop și suntem prin proces de renovare sau de crearea Centrului pentru Inovații Sociale, este un spațiu de co-working pentru organizațiile de tineret, am alocat 10 milioane de lei în această perioadă de timp, lucrările sunt în plină desfășurare, este o fost școală profesională care este reamenajată în așa fel încât organizațiile de tineret pe viitor se poate beneficia gratuit de acest spațiu într-un mod clasic, care suntem obișnuiți când vorbim, de exemplu, de companiile IT și spațiile de coworking, 10 milioane anul ăsta, 10 milioane anul viitor, pentru a finaliza acest proiect important, acum să fac lucrările pe interior. Pe dimensiunea sportului, câteva realizări importante, cred eu, și mulțumiri din partea colegilor. Deci avem o nouă lege a educației fizice și sportului, care a fost transmisă în avizare. Este o lege cadru principală pentru sistem. Suntem în prim proces de definitivare a acestei legi și mizăm să o aprobăm până la final de an. Este un document strategic pentru sector. Sunt multe probleme care s-au acumulat și această lege va permite să le depășim, de la asigurarea unor condiții mai bune pentru sportivi, când vine vorba de asigurare medicală, asigurare socială, până la rezolvarea anumitor aspecte de administrare a sistemului, a federațiilor și așa mai departe. Deci cred că asta este elementul fundamental aici. Am semnat un memorandum de colaborare cu Agenția Sportului din România. Colegii au revizuit și aici metodologia de finanțare a instituțiilor sportive, care la fel urmează să fie aprobată în decurs de cel mult o lună de zile. Deci, în linii generale, astea sunt principalele realizări în aceste 100 de zile și planurile noastre de viitor. Vreau să zic că s-a făcut un volum de muncă bun și vreau să mulțumesc încă o dată colegilor pentru toată implicarea pe care au avut-o în procesele desfășurate. Noi rămânem în continuare axați pe creșterea calității educației, pe creșterea competitivității educației în Republica Moldova și atractivității pentru studenții noștri. Avem o claritate privind ceea ce urmează să întâmple până la final de an și vom reveni în fața dumneavoastră, fie la finalul lunii decembrie, fie la începutul noului an, ori credem noi că este necesar să raportăm cu o anumită ciclicitate pe marginea angajamentelor luate. Vă mulțumim foarte mult și dacă aveți anumite întrebări. Și finanțarea acestora în funcție de numărul de copii. Dacă puteți să ne oferiți mai multe detalii, ce se va întâmpla cu aceste grădinițe, cum se vor fi închise și cum se vor descurca copiii din zonele rurale? Deci este bine să nu manipulăm. Nimeni nu a propus optimizarea grădinițelor. Nu a existat o asemenea discuție și nu există o asemenea inițiativă. Ceea ce am zis noi este că să le oferim grădinițelor posibilitatea să treacă la autogestiune. Asta înseamnă că bugetele pe care ei le primesc să le poată utiliza de sine stătător. Așa fel încât directorul de școală să nu trebuiască să mai meargă pentru fiecare mică achiziție la autoritatea publică locală, dar să poată să-și gestioneze propriile bugete. Asta se întâmplă inclusiv în școli și pentru început vom oferi posibilitatea grădinților să facă acest lucru cu acordul primăriilor. În același timp, este important, într-adevăr, să trecem la finanțarea per copil, pe care o avem și în învățământul general și în școli, ori bugetul grădiniței trebuie, în mod evident, să reflecte și numărul de copii în acea grădiniță, pentru că e bine de știut că noi avem grădinițe unde învață cu 200 de copii mai mult, dar au bugete cu 2-3 milioane mai puțin. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi, sau s-a întâmplat pe parcursul anilor, este un proces de migrare înspre Chișinău a copiilor. Respectiv, bugetele nu se racordează la numărul de copii, ele
evoluează istoric și avem grădinițe în unele localități rurale unde noi per copil cheltuim 100.000 de lei, iar în Chișinău cheltuim 20.000 de lei. Și nu pare să fie foarte echitabil față de copiii care, bună oară, sunt în Chișinău sau într-un centru raional. Noi considerăm că ar fi corect ca toți copiii să beneficieze de aceleași sume și să nu fie discriminați în funcție de locul unde părinții au ales să locuiască. De asta, această finanțare per copil este foarte importantă și din punct de vedere a echității în sistem. Mersi. Ziua politic mediator, în cel că domnul ministru ați vorbit despre salarizarea în învățământ și ați spus că elaborați un concept de majorare a salariilor pentru anul viitor. Vreau să vă întreb cât ar putea să crească salariile profesorilor în condițiile în care ați acordat, iată, prin spor pentru a doua aceste indemnizații unice. Este ok, nu este bine să dăm aceste indemnizații. Anterior ați vorbit că nu este bine să le acordăm acest sprijin unic profesorilor. Cu cât vor crește salariile la modul practic? Eu cred că este bine, noi susținem cadrele didactice prin toate instrumentele de care dispunem. Și aici am vorbit și de sporul specific, care pentru unii a însemnat 500 de lei în plus la salariul lunar. Am vorbit și de această indemnizație și din 2024 vorbim și de majorări salariale. N-am să vă dau acum o cifră, pentru că nu ar fi corect. După cum și-am spus, la finalul lunii noiembrie, după ce vom avea consultările bugetare cu Ministerul Finanțelor, vom putea prezenta o cifră apropiată de cea care ar urma să fie aprobată odată cu bugetul, care anul acesta cred că va fi aprobat la începutul lunii decembrie. În același timp, pot să vă asigur că suntem în discuții permanente cu sindicatele, știm foarte bine care sunt solicitările lor și facem tot posibilul ca să acoperim aceste solicitări. Maxim, Europa Liberă. Domnule ministru, în regiunea Odessa mai sunt școli cu predare limba moldovenească. Știm cu toții că recent autoritățile din Ucraina au anunțat oficial că nu mai recunosc limba moldovenească și a devenit oficial română. Dacă Ministerul Educației, autoritățile din Republica Moldova vor ajuta comunitățile de acolo ca să treacă mai ușor peste acest proces și, în general, ce informații rețineți? Vreau, în primul rând, să vă asigur că discuțiile privind această schimbare nu a fost pornită ieri, ea este foarte benefică și noi salutăm această decizie a autorităților ucrainene. În paralel, susținerea pe care o oferă România acestor comunități este impresionantă și eu cred că la această etapă, obiectiv vorbind, România va fi cea care va continua să investească inclusiv în studiul limbii române, în asigurarea cu materiale didactice, în oportunități culturale pentru elevii români care își fac studiile în Ucraina. Salarii, sindicatele vorbeau despre faptul că ar trebui să urmăm la cea valoare de referință. Ea ar putea crește sau? Evident că ea va crește. Valoarea de referință va crește cu siguranță. Cu asta, privind mărimea acestei creșteri, noi vom putea să oferim detalii la finalul lunii noiembrie, după cum am și zis. Încă o dată repet, noi știm care sunt solicitările sindicatelor, noi le-am costificat, noi știm cât ele costă, noi știm cât bani căutăm și suntem în proces de identificare a acestor resurse. Și după ce vom avea consultările cu Ministerul Finanțelor săptămâna viitoare, vom putea să oferim mai multe detalii, ori va fi evident un proces de negociere pe interior, dar, după cum ziceam, vom încerca să asigurăm 100% solicitările înaintate de către sindicate la această etapă. Mulțumim! Dacă mai aveți întrebări? Nu? Mulțumim! O zi bună să aveți!